Vă invit să deschideți la prima epistolă a lui Petru, capitolul 2. Voi citi primele 6 versete. Pagina 1192. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de invidie și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Amin. Vă invit să vă reașezați. Apreciez grupul de laudă și închinare pentru gestul pe care l-au făcut și vreau să le întorc gestul înapoi, iar în final, din timpul alocat, să le las 5 minute să cânte cântarea. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Înainte de aceasta, permiteți-mi să vă citesc o poezie pe care am scris-o când a venit o mamă și un tată și au plâns cu lacrimi amare. Dragi copii, nu știu dacă voi ați văzut vreodată pe părinții voștri plângând cu lacrimi amare, datorită neascultării voastre, datorită încăpățânării și amânării pocăinței sau întârzierii sau refuzului categoric de a vă pocăi. Și plecând spre casă, mergeam pe mașină, e o distanță destul de mare, fac aproximativ 80, 90, 100 de kilometri la fiecare slujbă, depinde câte vizite pastorale am. Și plângeam și spuneam: Doamne, îmi vor crește copiii mari. Ajută-mă să-i cresc în așa fel încât să-mi aducă bucurie la bătrânețe. Și dacă ești aici și fugi de Dumnezeu și te ascunzi de părinți și fumezi în ascuns, vine ziua cercetării tale și s-ar putea ca ziua aceea să fi venit chiar astăzi. Cât să mai plângă mama pentru tine, băiete tu și fată dragă, cât să mai fie tatăl necăjit de vorbe, de ocară, de banii cheltuiți în vânt, de viața ta murdară, cu ochii ei zâmbind spre cer când ai venit pe lume și mâinile-i calde și moi, întinse cu iubire și dorul ei arzând în piept viu Domnului să-i te închine. De ce acum în urma ta lași lacrimi fără număr? Pe obrazul ei curat și sincer sapizi riduri după riduri. Nu știi că fericirea ta atârnă în cinstire de tatăl tău, de mama ta, de a lor bucurie? Cu vorbe aspre de aspidă și cu priviri ostile îți răsplătești ai tăi părinți și speri la fericire? Aceeași mamă încrețită de ani și suferință ascunde în sufletul amărât iubire și credință. Când tu te îndrepți spre locuri sumbre cu fii ai nopții lumii, ea e plecată pe genunchi până la apusul lunii. Să nu o vezi dușman în sine, să nu-ți fie rușine. Am bătrânit dorindu-și sincer ție să-ți fie bine. Vei fi părinte în curând și vei culege roada a tot ce ai semănat râzând, lăsând părinții lăcrimând, să știi că vei da seama. Azi te îndemn să fii cinstit, să-ți recunoști greșeala, să o repari cum se cuvine și vei primi iertarea. Cât iartă un părinte în lume, doar Dumnezeu o știe. O, fiule rătăcitor, ce privegești departe, pentru părinte ești tot fiu, de lași orgoliile firii și viciile toate. Adună-ți forța ce-o mai ai și ia-ți locul la masă, cu dragoste ești așteptat să te întorci acasă, de vei primi, privi mândru semeț la ultima chemare.
vei mai găsi doar un baston și soba și ochelarii și prăbușit vei plânge în pumn că n-ai cerut iertare. De aceea, fiule, te întreb cât să mai plângă mama dacă a plecat dintre cei vii. Mai dui o floare la mormânt și spune-i îngânând, plângând, că nu a plâns degeaba, iar de trăiește nu uita să-i fii o mângâiere. Slujește-i cerului cât poți, mama în rugăciuni fierbinți lui Dumnezeu îi cere. Oferă-i floarea cea mai scumpă cât îi simte mirosul. Cinstește-ți tatăl cât e viu. Curând vei sta lângă sicriu și nu vei mai putea să știi, vei plânge că e prea târziu. Suntem niște actori desăvârșiți. Cumpărăm camionete de flori și trandafiri și rostogolim acolo peste mormintele părinților noștri. Iar câtă vreme au trecut, au trăit, nu le-am dat un telefon, nu le-am trimis o ciocolată amară. Tineri dragi, dragi bătrâni, știți când adună omul cea mai multă nefericire? Spunea Adrian Păunescu, fii bătrâni ce suntem cu părinții bătrâni. Când îmbătrânim și avem părinții și mai bătrâni, nu mai găsim necesar să-i mai sunăm, să le mai vorbim frumos. Lasă-mă, tată, că nu mai e ca pe timpul tău. Și vorbim obraznic cu ei și suntem aroganți cu ei. Nu uitați că suntem doar mai înalți decât ei, dar nu mai mari și nici mai deștepți. Aș vrea să punctez în seara aceasta, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească. Am recitat poezia aceasta într-o biserică din România și a venit la final un băiat plângând în hohote. Și a zis, frate, unde ai fost? De ce n-ai venit cu un an de zile în urmă? Am zis, într-un urmă cu un an de zile nici nu era scrisă poezia. Și am zis, da, ce s-a întâmplat? Și plângea în hohot. Cheamă păstorul! Am chemat păstorul să vină. A venit și a zis, astăzi vreau să m-am hotărât să mă botez. Și am zis, da, de ce ai regretul că n-am venit mai devreme? De 3 luni de zile mi-am înmormântat mama. De ce nu m-am pocăit mai devreme să mă vadă mama în haine albe? Și plângea băiatul ăsta, musculos, făcut bine, plângea în hohote. N-ai vrea să fie o bucurie pentru tatăl tău, pentru mama ta, poate tu care ne asculți online, căruia Dumnezeu îți vorbește? Aș vrea să înțelegeți de ce fiii ne stau departe de multe ori. Și am identificat câteva pietre. Voi sunteți o piatră în clădirea cea nouă a lui Dumnezeu, o piatră vie în trupul lui Hristos. Dar haideți să vedem dacă nu cumva suntem și altfel de pietre. Și am identificat prima piatră din Biblie, o lăsăm pe cea a lui Cain, care a folosit-o ca armă de distrugere în masă, prin care a omorât 25% din populația planetei. Un sfert de lume a omorât cu un bolovan, cu o lovitură de bolovan. O lăsăm deoparte pe aia, că e sinistră. Dar ajungem la piatra, la bolovanul pe care și-a pus capul Iacov când a avut revelația și a văzut porți, scara aceea care făcea legătura între cer și pământ, care mergeau îngerii lui Dumnezeu în cer și veneau din cer jos. Culmea e că evreii vând așchii din scara din visul lui Iacov. Asta e ironic deja, e bătaie de joc, de istorie și de Biblie. Dragi părinți, care este locul dumneavoastră de rugăciune? Care este odăița dumneavoastră? Spunea un om al lui Dumnezeu de aici, care a trăit în America, așa. Cum definea el trezirea spirituală? Intră în odăița ta, încuie ușa după tine, fă un cerc cu o cretă, cu o bucată de țiglă în jurul tău și spune, Doamne, aprinde cercul acesta. Știți de ce avem astăzi copii care rătăcesc departe? Pentru că avem părinți care rătăcesc departe. Pentru că avem părinți care nu se mai retrag la izvorul revelației, care nu se mai roagă.
Noi suntem produsul rugăciunilor părinților noștri. Imaginați-vă că ei, copiii noștri, vor fi produsul rugăciunilor noastre. Cât ne rugăm noi? De aceea aș vrea să vă gândiți în seara aceasta și să vă aduceți aminte de piatra aceea a revelației. Avem genunchii noi nouți. Bătrânii noștri aveau bătături în genunchi. Piatra revelației ne lipsește. Caută un stejar, caută o salcie plângătoare, caută un loc, o peșteră, un loc în pădure. Caută locul în care să te întâlnești cu Dumnezeu. Când genunchii unui părinte credincios ating pământul, inima atinge cerul lui Dumnezeu. O, Doamne, binecuvintează generația noastră cu părinți plini de focul Duhului Sfânt și al mijlocirii în rugăciune. Amin? Ajută-ne, Doamne, la asta. Ne lipsește piatra revelației. Ne lipsește momentul de intimitate cu Dumnezeu în rugăciune. Mâncăm pe grabă, alergăm într-o viteză extraordinară. Suntem generația fast food, totul numai fast, numai rapid. Și rugăciunea e în grabă. Unul se ruga, zice, suntem preocupați, Doamne, Tu vezi că avem mult de lucru. Hei, zice, înlocuind gestul acesta cu rugăciunea de binecuvântare pentru masă. Nu mai avem timp nici să ne rugăm. Aproape că și stăruință o facem online, mai un pic. Și cina o luăm prin wireless. Dragi părinți, aș vrea în seara aceasta să vă duceți acasă și să aveți insomnii. Punem foarte mare accent pe odihnă, ne cumpărăm Dormeo, latex 100% natural, forma cervicală, să dormim liniștiți. Spunea Costache Ionid în una dintre poeziile lui, nu vă zic toată că ne apucă ora 9, dar printre altele, La miezul nopții, se numește poezia, are aproape 90 de strofe. Am învățat-o la 6 ani și spunea așa: vai de voi, pământ și mare, și de voi învinși de somnul ce vă pare atât de dulce, și ați uitat că vine Domnul. Vai de noi și vai de voi, pământ și mare, și nu se referă la Biserica lui Iisus Hristos, se referă la ceilalți care nu-L cunosc pe Domnul. Vai de voi, căci anticristul, după ce va fi răpirea, se va arăta pe față să-l cunoască omenirea. E adevărat că Domnul îl va nimici pe loc cu suflarea gurii sale, azvârlindu-l viu în foc, dar întâi întreaga lume va fi încercată greu, căci păcatul anticristul se va da drept Dumnezeu. Mame și tați, bunici și bunice, soți și soții, frați și surori, doamne și domni, este vremea să ne trezim. Este vremea să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Este vremea să ne rugăm la timp și ne la timp. Este vremea să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să mai poposim pe această piatră a revelației divine, să vedem lucrarea lui Dumnezeu. A doua referință pe care o am sunt lespezile decalogului sau tablele legii, sau tablele mărturiei, păstrate în cort cu un vas de mană cu toiagul lui Aron, acolo în chivot, nu știe nimeni unde sunt. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Duceți-vă acasă, luați o hârtie și un creion, tocit. Fără să deschideți Biblia, scrieți cele 10 porunci în ordinea din Biblie. Frați și surori, atât de mult se comentează astăzi împotriva predicatorilor, împotriva păstorilor. Un alt om de-al dumneavoastră, Warren Wiersbe, spunea la un moment dat, avem situațiile patetice, folosesc englezii patetic, zice, din bisericile noastre, pentru că slujitorii altarului au mai mulți critici decât mijlocitori. Cum a fost predica?
Se putea mai bine. Hai să vedem când îți vine rândul tău cum va fi. Așa ușor, cel mai bine știe să predice ăla care nu predica niciodată. Expert. Lespezile decalogului. Și a doua întrebare este, veți întâmpina niște dificultăți unii dintre dumneavoastră. Și vă veți da seama că nu le știți, că nu le știu. Și a doua întrebare este aceasta. Cum putem împlini o lege pe care nu o cunoaștem? Oamenii lui Dumnezeu. Isaia capitolul 8 cu 20 spune așa. La lege și la mărturie, Israele, că de nu veți face așa, puteți să continuați. Nu va mai răsări soarele peste țara aceasta. Mi-a plăcut îndemnul fratelui păstor. Extraordinar. Dacă poporul meu, știți ce înseamnă asta? Dacă pocăiții se vor smeri și vor căuta fața Domnului și se vor întoarce la lege și la mărturie, avem o problemă foarte mare. Asistăm astăzi, avem pe rol cazuri de oameni care au luat o raznă, care au abuzat de prorocii, n-au mai citit Biblia, avea sute de prorocii înregistrate și a ajuns la schizofrenie. Nu mai crede în nimic. La lege și la mărturie există riscul să ne rătăcim. Dumnezeu să binecuvinteze toți prorocii bisericii, Dumnezeu să binecuvinteze predicatorii bisericii și Dumnezeu să ne binecuvinteze studenții Bibliei. Și cine sunt aceștia? Noi toți! O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Să nu uitați de lespezile decalogului, lespezile mărturiei, legile, tablele legii. Haideți să le învățăm noi și să învățăm pe copiii noștri să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și a treia piatră, aveam șase, dar pe celelalte trei le las pe altă dată. Pietrele de hotar. Stimați părinți, mă uit la dumneavoastră, cei care sunteți de vârsta părinților mei, 76 de ani are tata. Cred că sunteți destul de demoralizați în unele situații și vă gândiți la unele, vă gândiți la altele. Gândiți-vă că lucruri pe care mai de demult le condamnați, ați ajuns să le trăiți astăzi. Vă dau numai un exemplu. Auzim de ani de zile, tunând și fulgerând de la amvoane, împotriva tinerilor că nu știu altceva, numai Roblox, numai Minecraft, numai Brawl Stars, numai Instastory, numai TikTok și numai alte lucruri. Știți ce zic statisticile? Că bărbații între 30 și 70 de ani sunt mai dependenți de pornografie decât tinerii între 10 și 30 de ani. Sunt statistici făcute. Lucruri pe care le-am condamnat sau pe care au fost condamnate cândva au început să fie importate. Spunea cineva, eram mic, ca și copilașii aceștia, am văzut așa ca niște studenți cu bibliuța la braț au venit. Atâta erau de drăgălași că își venea să-i mănânci pe pâine cu unt. Atâta erau de drăguți, așa să vă țină Dumnezeu, parcă sunteți niște Luigi Mițoi mici. Știți dumneavoastră cât de mare rol are păstorul, are conducerea, are predicatorul, extraordinar. Și lucrul acesta nu poate fi decât onorabil înaintea lui Dumnezeu. Și spunea, când eu eram de vârsta lor, spunea fratele ăsta așa, fraților, avea o voce ascuțită, tăioasă, am tolerat în adunările noastre, există riscul să transformăm biserica într-o casă de toleranță. Închid citatul. Câte lucruri am tolerat în casele noastre? Așa e că atunci când v-ați căsătorit, ați luat hotărârea ca și noi, doar că la noi încă se menține. Veneau oameni la noi și spuneau, în casa noastră nu se vorbește de rău, asta e o piatră de hotar.
Dar unii, pentru că numai de rău știu să vorbească, nu mai vin. Ce bine! Spre veșnica noastră fericire. Ne-a scăpat Dumnezeu de bârfitori. În casa dumneavoastră se vorbește de rău? Și am împins hotarul câte un pic, câte un pic, câte un pic. Osea 5 cu 10 spune așa, căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce mută semnul de la hotar. Cei lacomi care mută semnul de la hotar. Dar Iov 24 cu 2 spune așa, sunt unii care mută hotarul, fură oile și le pasc. Ne confruntăm cu o problemă în țară, o mișcare ultra-carismatică, care e foarte periculoasă, foarte periculoasă, și stau de vorbă cu slujitori și zic, frate, să duc tinerii noștri acolo. Se duc. Au mutat hotarele, se poate oricum, poți să vii și cu țigările în buzunar, că nu e nicio problemă, fură oile și le pasc. Oricum nu ține mult. Foarte puțin și majoritatea au dezamăgit. Bisericile fără bătrâni nu rezistă. Nu rezistă. Am zis, Doamne Dumnezeul nostru, când Dumnezeu ne-a ajutat, eram 5 familii, în urmă cu 6 ani de zile, când am început lucrarea de la Betleem, în cel mai mare cartier din Arad, ca întindere, cartierul Gai, 10.000 de locuitori, pentru care numai case, și când am început lucrarea aceasta, una dintre rugăciunile mele a fost asta, Doamne, binecuvintează-ne biserica cu frați și surori bătrâni. Și ne-a dat Dumnezeu frați și surori bătrâni, sunt responsabilul departamentului văduvelor bisericii. Am câteva surori în vârstă, prietenele mele. Auziți cum zic când ajung? Zice, frate, știi cum zicem noi când ajung? Ne dăm coate una la alta și zice, a venit prințul nostru. Dragilor, atâta miți de dragi, meri, le ducem la cui bucocorilor, le hrănim, le dăm pizza, le cumpărăm suc natural, le plimbăm cu microbuzul, sunt văduvele bisericii noastre, au mutat hotarul și le pasc. Uitați-vă la Samson, vine Dumnezeu și spune, Samson, între Țorea și Eștaol, oricând și oricum ai cu un maxilar de măgar, poți să omori o cohortă, 1.000 de oameni, 1.000 de filisteni dacă ai chef. Numai ține minte că Duhul lui Dumnezeu operează între hotare, între hotarul Țorea și hotarul Eștaol. Numai Dumnezeu și dumneavoastră, tineri și tinere, mame și tați și vârstnici, știm și știe și cunoaște și voi ce se petrece acolo în privat. Numai Dumnezeu știe lucrul acesta. Copiii noștri trebuie să știe de limite. Trebuie să știe că există o piatră de hotar. Mă, până aici. Eu ca tată mă opun, nu pot să tolerez mai mult, nu pot să permit. Până aici. Câtă vreme ești sub autoritatea mea, eu nu permit în casă la mine lucrul ăsta. Îmi pare rău. Nu permit. Proverbe 8 cu 20 zice, eu umblu pe mijlocul cărării neprihănirii. Ce frumos! Sunt păzit și de o extremă, sunt păzit și de altă extremă. Pe mijlocul cărării neprihănirii sunt oamenii echilibrați, oamenii sănătoși, oamenii maturi teologic. De aceea spune, între roadele Duhului Sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel, în armura Duhului Sfânt din Efeseni 6, mijlocul să vă fie încins cu adevărul, mijlocul, adevărul să fie cingătoarea voastră și să fiți oameni echilibrați. Viața pe la frontiere este o viață foarte periculoasă. De aceea, frați și surori, tineri dragi și dragi părinți, să ne păzească Domnul nostru Iisus Hristos de extreme, să ne păzească Dumnezeu de pericole. Și spune Sfântul Apostol Petru, și voi, ca niște pietre vii,
Sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Ați vrea să fiți o piatră duhovnicească în zidirea aceasta duhovnicească? Un bolțar al neprihănirii, când în momentul în care un slujitor, un mijlocitor a murit, a plecat la Domnul, imediat să iei locul, în momentul în care un cântăreț, un tenorist s-a mutat în altă parte, în alt stat, imediat să aderi și să iei locul și să fie ocupată. Voi însă, zice 2:9, sunteți o seminție aleasă, un neam sfânt. Stai de vorbă cu cine, câte cineva, bă, zice, știi, nepotul meu, verișorul meu, cuscru meu, socru meu, e mare boss, soacră mea, nu știu cine, ce neam, din ce neam îi, și nu ne dăm fata, și nu ne dăm băiatul, mă abțin, că fata mea încă e mică. Mă abțin, nu știu ce, Domnul să-l ajute pe ăla care îi va face curte, dar va trebui să fie om. Va trebui să fie om, că altfel nu va mai răsări soarele peste însurătoarea lui. Din ce neam sunt eu? Sunt din neam de Dumnezeu. Sunt o preoție aleasă, selectă, dragi preoți ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă onoreze cu prezența lui și să vă binecuvinteze. Un popor pe care Dumnezeu și l-a ales ca să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. O, Doamne, ajută-ne la asta! Văd oameni plini de râvnă pentru răzbunare. O rugăciune pe care n-am auzit-o niciodată în viața mea. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, am auzit-o de miliarde de ori, dar n-am auzit niciodată, Doamne, dă-mi puterea de a ierta. Că puterea de a ierta declanșează iertarea. Știți că neiertarea creează probleme psihice, de exemplu? Și piatra aceea nu mai este vie, e moartă. Oameni care nu se iartă între ei, care nu se suportă, să se vadă, soră pe soră, frate pe frate, se vor da la moarte ca să fie un popor al lui Dumnezeu plin de râvnă pentru fapte bune. Eram în întuneric, nu-L cunoșteam pe Domnul și Domnul ne-a adus la viață. Frați și surori, aș vrea în seara aceasta să vă opriți puțin din alergare și haideți să facem o scurtă recapitulare. Dragi părinți, mai puneți capul pe piatra aceea, chiar dacă e tare. Mai cunoașteți voia lui Dumnezeu, mai rugați-vă. Unii dintre dumneavoastră ați obosit. Nu mai aveți putere să duceți o zi de post până la capăt. Sunteți distruși pe interior, că vedeți că îmbătrâniți. Am o veste bună pentru dumneavoastră. A venit un frate, 72 de ani, a zis, vreau să mă botez. M-am oprit în dreptul lui și am spus, cine a plâns zeci de ani de zile după dumneata? Îi curgeau lacrimile până în barbă. Și a zis, mama, de câtă vreme a plecat la Domnul? De 30 de ani. Dragi mame și tați, s-ar putea să muriți și să plecați la Domnul și să nu vă vedeți împlinită rugăciunea. Dar cel care adună lacrimile în burduful lui, la 30 de ani de la mormântarea dumneavoastră, își aduce aminte și vă va cerceta băiatul. Să muriți liniștiți ca unii care aveți nădejdea, că Dumnezeu ascultă rugăciunile celor neprihăniți, ascultă lacrimile fierbinți ale mamelor și ale bunicilor și ale taților. Piatra ca pernă a revelației divine. Legii mărturiei. Frați și surori, mai mult ca niciodată avem nevoie astăzi să studiem Evanghelia. O, ajută-ne, Doamne, la aceasta, pe fiecare dintre noi. Mai erau pietrele de aducere aminte, n-am vorbit despre ele, în schimb, am vorbit despre pietrele de hotar. Parcă nu vă mai înțelegeți 2:2 în familie. O debandadă totală, vă izbiți unul de altul, trântiți ușa în nas, nu mai mâncați împreună. Duceți-vă acasă în seara aceasta și verificați cât de departe ați mutat hotarele, cât am lărgit calea. Avem o problemă pentru că citim de 2000 de ani jumătate de verset.
Îngustă este poarta care duce spre cer, strâmtă este calea. Nu o face mai strâmtă decât îi, că n-are rând, mai, nici nu se mai poate merge. Sunt unii care o strâmtează mai tare decât îi. E suficient cât îi, atâta, de lățimea unei Biblii. Atâta e calea, metaforic vorbind, cât e Biblia. Nu o facem nici mai largă, nici mai îngustă. Și îi băgăm pe oameni pe o poartă îngustă până la botez. Și îi lăsăm să meargă și să facă ce vor. Nu, dragilor, puneți-vă dumneavoastră limite. De ce trebuie să vină păstorul și să facă diriginție? Păi zice, nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îl strunești cu un fruct și cu o zăbală. A, păi fratele păstor, numai asta ne spune, dar numai diriginție ne face. Păi de ce să ajungă în situația aceea? Dar de ce să nu iau măsuri eu? De ce trebuie să vină păstorul să mă tragă de urechi, să mă tragă ca pe un cal, ca pe un catâr de căpăstru într-o parte și în alta? Dar eu n-am independență teologică, dar eu n-am legătura mea cu Dumnezeu, păi îmi stabilesc eu limitele după cuvântul lui Dumnezeu și nu mai e nevoie de diriginția păstorului sau a predicatorului. Nu uitați, piatra aceasta vie în clădirea cea nouă, dumneavoastră avea fratele Ionică Stoica cântarea aceasta. Vedeți, avem clădiri frumoase și culmea ar fi să vorbesc împotriva lor, că noi numai ce ne-am mutat în clădirea nouă a bisericii, despre care vă vorbeam anul trecut și la care și dumneavoastră ați contribuit și veți putea și acum contribui, că mi-ați scris unii dintre dumneavoastră, veți găsi acolo 3 titluri de carte în schimb unei donații pentru acoperirea datoriilor, că biserica deja e gata de mult. Și spunea fratele Ionică Stoica așa: noi suntem biserica fraților, surorilor, puneți preț pe cei de lângă dumneavoastră. Noi suntem biserica. Cerul, pământul vor trece. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. În veac. Vă îmbrățișez. Mulțumesc fratelui păstor, mulțumesc fraților slujitori care mi-au dat un spațiu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă umple cu Duhul lui cel Sfânt. Am îndemnul acesta, dacă doriți, să fac o rugăciune care să apropie părinții de copii și copiii de părinți. Sunteți de acord? Haideți să ne ridicăm în picioare. Spunea ultimul verset din Vechiul Testament în cheia așa, vorbind despre Ioan Botezătorul: când va veni El, va întoarce inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Haideți să ne smerim în atitudine de închinare și mă voi ruga cu voce tare, așa cum mă va călăuzi Dumnezeu. Tată, mă rog în mod special pentru părinții care sunt în disperare, nu mai știu cum să lucreze. Au încercat cu frumosul, au încercat cu forța, au încercat cu amenințare, au încercat cu o grămadă de lucruri. Nu mai reușesc să facă pace între ei și copii. Domnul păcii, când intri tu într-o familie, intră pacea și lumina și binecuvântarea. Te rugăm frumos să aduci pace între mamă și copii, între tată și copii. Binecuvintează copiii cu ascultare de părinți, cu cinstirea părinților lor. Binecuvintează-ne pe noi, fiii bătrâni, să ne cinstim părinții bătrâni până la ultima suflare, Doamne. Ajută-ne, te rugăm, și dă-ne biruință. Îți mulțumim, Doamne, sădește în inima noastră cuvântul adevărului, să veghem asupra lui la timp și ne la timp, Doamne. Binecuvintează, te rugăm frumos. O, te rog, rămâi în continuare cu noi. Duhul Sfânt să umple inima mijlocitorilor, Doamne. Ajută-ne să fim o piatră vie în clădirea cea nouă. Niciodată să nu fim o piatră de potignire, ci întotdeauna să dăm dovadă de o credincioșie, pentru că venirea Ta este aproape, Doamne. Și când va suna trâmbița, vrem să fim dintre aceia care se înalță spre împărăția lui Dumnezeu și să fim o veșnicie cu Tine. M-am rugat în numele lui Iisus și îți mulțumesc. Amin.